Folosim în urmă unei conlucrări destul de strânse cu băncile de la noi, deci am întocmit ratingul transparenței acționarilor băncii din Moldova. Vreau să vă menționez odată, nu este vorba despre transparența băncilor, nu vorba despre, nu știu, aceia cum băncile publică rapoartele pe site-urile lor, vorba numai despre aceia câte informații există despre acționarii băncilor, ratingul transparenței acționarilor băncilor. Și la categorie de o stea, la moment nu avem nicio bancă, deci la nivelul de două stele, nivel scăzut de transparență, avem o singură bancă, Eurocredit Bank. La trei stele avem băncile Inerg Bank, Moldincom Bank și Victoria Bank. Amplasarea lor în cadrul unui nivel de rating efectul normei alfabetică. Da. La nivel de 4 stele avem Commerzbank, Fincombank și Moldova Grand Bank. Și la nivel de 5 stele avem băncile Banca Comercială Română, Exim Bank, Mobes Bank, Grup Societe General și Procredit Bank. Deci acestea sunt rezultatele ratingului întocmit la finele lunii iulie.